29,2 miliarde de euro pentru România, alocați pentru România în acest program național de reziliență. Pe zona de energie regenerabilă, rețele de gaz în amestec cu hidrogen, avem aproximativ 1 miliard 900 de milioane. Avem bani în transportul, cred că dacă nu mă înșel, 29% din PNRR se duce către transporturi, iar acolo este nevoie. România este deficitară la capitolul drumuri, la capitolul autostrăzi și de data aceasta autostrăzile vor urma și o componentă verde, să-i spunem așa, și vor avea și rețele de încărcare pentru mașinile electrice, acele stații de încărcare pentru mașinile electrice. Eu cred că fiecare componentă din Planul Național de Reconstrucție și Reziliență trebuie foarte bine gândită în perioada imediat următoare, pentru că ne-am propus să trimitem PNRR-ul la Bruxelles și să-l trimitem pentru a putea fi aprobat. Eu vă pot spune mai multe lucruri despre programul, despre din domeniul energiei, domeniul pe care îl coordonez. Mă gândeam, documentând emisiunea de astăzi, că dacă întrebăm acum pe stradă și chiar oameni care au acces cât de cât la informații, ce anume presupune eficiența energetică a unei țări, s-ar putea să ne dăm seama că ridicăm din numeri. Vreau să vă întreb care sunt prioritățile noastre în această zonă, în contextul în care, bineînțeles, în zona energiei, mai avem câțiva pași ca să pară că suntem în 2021 prin comparație cu alte state. Ca să vă răspund așa pe scurt și pe înțelesul tuturor la eficiență energetică, gândiți-vă, de exemplu, la o clădire care pierde foarte multă energie termică în timpul iernii, să spunem. Acest lucru înseamnă că nu este eficientă energetică. Ce ar însemna să fie eficientă acea clădire, să fie eficientă energetică, ar însemna ca să aibă o izolație exterioară care să nu mai permită aceste pierderi. Ar însemna să aibă niște ferestre mai eficiente din punct de vedere energetic, care să nu permite transferul de temperatură în afară. Ce ar însemna să nu mai consume atât de multă energie electrică? Ar însemna să acea clădire, de exemplu, să existe niște panouri de energie regenerabile, niște panouri fotovoltaice, de unde să se alimenteze cu energie electrică atunci când există lumină. Asta e un concept așa pe scurt și foarte simplist despre eficiența energetică. Dar ne-am propus la Bruxelles să mărim ținta de energie regenerabilă de la 30,7% cât a fost negociată în urmă cu 2 ani, la 34%, pentru că acesta este viitorul. Și ce ne mai propunem? Ca toată energia regenerabilă pe care o instalăm în sistemul energetic național să vină cu backup de stocare, de capacități de stocare, în așa fel încât să putem asigura și echilibrarea sistemului energetic național, să nu mai stăm, de exemplu, să vedem dacă bate vântul sau nu. Dacă energia eoliană se produce și ziua și noaptea n-are rost să o dăm în sistem energetic dacă nu consumă și să o stocăm ca să o putem da în orele de atunci cât este nevoie de energie regenerabilă. Asta înseamnă un concept și de eficiență și eficientizarea sistemului și echilibrarea sistemului energetic național. V-am dat un exemplu. Putem, domnule ministru, nu asum că mă pricep foarte tare la domeniul energiei, dar întreb cu curiozitatea omului de rând. Putem cu banii din planul de reziliență, deci cu banii europeni, putem să acoperim deficitul, apropo de infrastructura în acest moment? Pentru că mă uitam că infrastructura de transport și distribuție insuficient dezvoltată, cu problemele la care făceați și dumneavoastră referire, de obicei și la nivel de București și la nivel național, când se vorbește despre rețelele de gaz sau rețelele de apă caldă, toată lumea își pune mâinile în cap și zice: asta nu o să se rezolve niciodată. Nu, asta o să se rezolve. De exemplu, la nivelul Bucureștiului s-a semnat acel contract începând de anul trecut pentru începerea reabilitării rețelei de energie termică a capitalei, să nu mai existe acele pierderi, ca în iarnă să avem probleme cu siguranța sistemului. Numai din Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, evident că nu sunt bani suficienți pentru întreaga restructurare a sistemului energetic național, dar la nivelul Ministerului Energiei avem fondul de modernizare, este un fond poate mai puțin cunoscut, este un fond care la costul actual al certificatului de CO2 a ajuns să depășească 10 miliarde de euro. Deci avem acești bani care putem să-i folosim și primul col de proiecte pentru acest fond de modernizare dorim să-l ținem la sfârșitul acestui an. De acolo se pot finanța inclusiv energie regenerabilă, inclusiv capacități de stocare, centrale de producere a energiei electrice în cogenerare cu energie termică, reabilitarea rețelelor termice,
centrale de producere a energiei electrice, doar energie electrică, rețele de transport de energie electrică, pentru că degeaba vorbim de introducerea în, la noi, capacități de producție de energie electrică regenerabile dacă Sistemul Național de Transport, cel pe care îl gestionează Transelectrica, nu poate să preia această energie. Și atunci e clar că trebuie întărit și Sistemul Național de Transport. Deci, practic, putem spune că pe total avem suficient de mulți bani, capital din fonduri europene, capitalul propriu al companiilor. Totuși, companiile din energie nu putem spune că sunt companii sărace. Fac profit și acest profit trebuie reinvestit. Și vrem să ne axăm inclusiv pe producția de hidrogen, să avem o strategie de hidrogen. Un amestec al gazului natural cu hidrogen aduce, și utilizarea acestuia în sistemul energetic aduce, evident, va duce la o reducere a emisiilor de CO2, pentru că până la urmă ținta noastră este de reducerea emisiilor de CO2 cu până la 55% în 2030. Asta ar trebui să ne preocupe pe noi toți, până la urmă și la urmă, dar sunt multe chestiuni la care, cum să spun eu, la care teoretizăm, dar în practică s-ar putea să ne dăm seama că fiecare dintre noi face ca această emisie să fie din ce în ce mai sus ca și cifre. Da, vreau să mă întorc un pic la apa caldă și căldura. Mă uitam pe Facebook-ul dumneavoastră astăzi. A fost problema esențială a bucureștenilor de această dată, apa caldă și căldura, și citeam o chestiune care mi s-a părut interesantă. Nu-mi dau seama dacă a fost rezolvată în vreun fel sau dacă e o chestiune impending, cum se spune. Ministerul Energiei are deschidere pentru preluarea Elcen de către Primăria Capitale, o dorință exprimată, înțelegi, de primarul Capitalei, de Nicușor Dan. Există soluții și sper că se vor implementa în curând, doar că aveți o problemă cu Consiliul General, sau la momentul la care ați scris aveți o problemă cu Consiliul General. Chestiunea asta se poate rezolva astfel încât că vine iarna, doar am clipit din ochi. Am avut o întâlnire foarte bună ieri cu primarul general al Capitalei și cu directorul, cu administratorul special de la Elcen. Am vrut, practic, să readuc pe tapet problema Elcen. Suntem de acord ca la nivelul primăriei, la nivelul Consiliului General, la nivelul municipiului București, până la urmă, să existe un sistem integrat de producere a energiei electrice și termice, acel SACET, care e normal să fie în proprietatea primăriei generale a municipiului București. Practic, suntem de acord să vindem Elcenul către primăria generală. În general, problemele financiare își găsesc rezolvarea și le vom găsi rezolvarea în săptămânile imediat următoare, dar acest lucru trebuie demarat și trebuie început. Și în paralel, am tras un semnal de alarmă al datoriei pe care termoenergetica o are în continuare la Elcen, 400 de milioane de lei depășite de scadență. Vă aduceți aminte că același lucru am pus și în 2019 cu fostul Radet, cu termoenergetica. Nu vreau să se ajungă în aceeași situație în câteva luni de zile. Ori să ții tu Consiliul General, aceeași conducere a termoenergeticii de pe vremea fostului primar PSD, mi se pare prea mult. Asta i-am spus și domnului primar general. Este sarcina Consiliului General și cei din Consiliul General trebuie să iau odată deciziile, să schimbe acolo Consiliul de Administrație, să schimbe conducerea termoenergetică, să pună oameni care vor să facă treabă. Am vorbit cu cei de la termoenergetică în urmă cu o lună și jumătate, cred, despre instalarea unor capacități pentru iarna asta pe un teren deținut pe platforma Titan pentru a echilibra sistemul. Credeți că au făcut ceva? Din contră, n-au făcut absolut nimic. Terenul îl dețin companiile noastre, ele au fost de acord, vin, îl pun la dispoziție, dar termoenergetica nu se mișcă. Ori eu încep să cred că este o rea intenție și am vrut să le spun colegilor mei de la București că nu mai e mult și vine iarna și nu vreau să ne trezim în aceeași situație. Știți că de obicei, dacă ar fi să mergem pe ideea de rea intenție, ea ascunde în spate ori interese financiare, ori interese electorale, mai ales că totul e politizat în această țară. Deci, în care zonă intuiți că am putea să mergem? Pentru că mi-e greu să cred că nu-și doresc ca bucureștenii, indiferent pe cine au votat, să aibă apă caldă și căldură. Atâta timp cât ții o conducere a Partidului Social Democrat la termoenergetică, cât atâta timp cât datoriile se acumulează în continuare, nu se fac plăți de 400 de milioane de lei, atâta timp când nu vii la masă, la discuții, să dai drumul la niște capacități, chiar provizorii de producție a energiei termice, că în așa fel încât în iarna aceasta să echilibrăm cât de cât rețeaua de energie termică a Bucureștiului, să nu mai împingem din progresul
energia termică către restul Bucureștiului, mi se pare că nu vrei, tragi frâna în a rezolva problema cel puțin pentru această iarnă. Ori dacă tragi frâna, înseamnă că ai interes, nu-l văd că este un interes financiar, îl văd mai degrabă un interes ca să arăți în iarnă că uite, nu au reușit să facă nimic. Și de-aia am vrut să le spun că suntem în primăvară, vine vara și nu mai e mult și după vară vine toamnă și vine iarnă. Ori eu nu vreau ca în această iarnă să avem problemele din iarna trecută de acum două ieri, ci vreau să...